legătura locului, am încercat să abordăm repertoriul coregrafic din acest an, Rapsodia a doua de George Enescu. Nu a fost ușor, pentru că diferențele de vârstă au fost semnificative. În schimb, toți copiii s-au implicat cu mult elan în tot ceea ce am încercat să subliniem noi prin actul coregrafic care a dorit să fie foarte aproape de tot ceea ce a compus George Enescu. Octavian Popa, absolvent al Colegiului de Artă George Apostu, acum solist la opera română Cluj-Napoca, a închegat această lucrare cu multă plăcere, pentru că toți copiii au avut aplecarea cuvenită și au fost impresionați de această muzică. O să vedeți și dumneavoastră despre ce va fi vorba, cât trăire, cât implicare a fost din partea lor în aceste zile. Și grația și plăcerea lor de a dansa o să se vadă și pe această